Ziua de duminică, ora 2. Cam ăsta e vibe-ul. Nu e nimeni la coadă la roată. Lumea începe să vină pe la ora 4. La ora 2 e cam de vreme. Nu prea e nimeni pe aici. Ai loc să te miști? O, fost blana seara, super multă lume, super muzică. Oriunde te duceai era super atmosferă. Era muzică pe toate gusturile. Nu manele, dar ceva să placă la toată. La mainstay să fac niște probe. Ia uite atmosfera, duminică, ora 3 fără 20 la cortul de români. Siena de Beach. Coapura rezistă. Tot ora 3, Siena Hideout. Cam așa se prezintă situația. Aici e mai pe chill, mai pe vin. Partea asta gol. Și din pădurice ieși direct la Buha. La mainstay sub Carpați face sound check-ul. Începe lumea să vină, să apropie de ora 4. Ia uite câtă lume aici pe chill. Uite aici fuzbol uman. Să țin de bățul ăla și să mută stânga dreapta. Tare. Siena Buha. Să deschide prima, să închide ultima. Aici e locul unde este coadă din primul moment al deschiderii până la final. Toată lumea stă aici la semnul EC. Uite aici, dacă vrei, vii la standul Orange și te uiți la film. Începe lumea să intre în festival. Jandarmeria controlează frumos. Ia uite aici. Bă, gata, asta a fost tot anul ăsta. Ziua de duminică a fost scurtă, e 3:30, o luăm către București, mă aștept să facem 10 ore. Aș mai fi stat și azi, dar asta e contextul.